Salut, bine ai venit la Școala Vieții, eu sunt Daniel. Astăzi fac un nou review asupra unei cărți foarte micuțe, după cum o vezi. Cartea se numește Triburi, este scrisă de Seth Godin și subtitlul cărții este Avem nevoie de tine să ne conduci. Așa, după cum probabil îți dai seama din titlu, cartea este despre triburi, cum să-ți faci un trib. Și Seth Godin este un tip foarte tare, am mai citit o carte despre bootstrapping, o carte se numește Bootstrapping Bible, pe care a scris-o el, o carte în limba engleză foarte, foarte bună pentru începătorii între ale antreprenoriatului. Și cartea asta este un fel de filozofie, un fel de filozofie în care înveți cam cum ar trebui să gândești dacă vrei să-ți faci o comunitate. Și Seth Godin spune că în timpurile actuale, dacă vrei să ai un succes mare în afaceri, trebuie să îți creezi propria comunitate, propriul trib și tu să fii liderul care să conducă tribul și apoi cei care sunt în trib și sunt pasionați de ceea ce vrei tu să faci sau de ceea ce spui tu, să te urmeze și să te ajute pentru ca tribul să crească din ce în ce mai mare. Spuneam că este o carte mică, într-adevăr este o carte mică, o citești foarte repede, cred că în 2 ore nici nu ai ce face, nici nu ai ce face cu ea, nu ai ce face din ea. Și mi-am subliniat câteva lucruri foarte interesante din această carte și vreau să-ți citesc doar 2 citate care mie mi-au plăcut foarte mult. Spune așa: dorința de a eșua în procesul îndeplinirii unui obiectiv superior este secretul nemărturisit al succesului. Și dăm voie să-ți explic de ce zice Seth Godin treaba asta. Cei mai mulți oameni nu reușesc să facă nimic în viață pentru că le este frică de eșec. Și le e frică să o dea în bară. Și ideea e în felul următor: nu trebuie să fie frică să o dai în bară, trebuie să începi, să o dai în bară, obții feedback, vezi unde ești, mai faci un pas, mai faci o greșeală, înveți și tot așa ajungi acolo unde ți-ai propus. Pentru că dacă nu faci greșeli, nu vei ajunge niciodată nicăieri. Și încă un citat de câteva rânduri care mi-a plăcut este acesta: dacă obiectivul tău este să generezi schimbarea, este o prostie să încerci să schimbi perspectiva pe care majoritatea o are asupra lumii, dacă majoritatea este axată pe menținerea status quo-ului. Șansa ta este să formezi un nou trib, să identifici pe demagogi, să schimbi pe pasionații care își doresc o nouă conducere și să pornești la un nou drum. Pe mine, citatul acesta m-a ajutat și spun și de ce. Ce vrea de fapt aici să spună Seth Godin? Că dacă tu ești într-un mediu care nu vrea deloc schimbarea și tu ești singurul pasionat și energie și vrei să schimbi și încerci să-i tragi pe ăia în sus, care ăia nu vor să meargă în sus, ei vor să dea acolo nemișcați, nu vor să se schimbe, n-are niciun sens să-ți consumi energia și timpul ca să îi schimbi tu pe oamenii care nu vor să se schimbe. Așa că cel mai bine să faci e să-ți iei jucăriile, să pleci de acolo și să îți faci propria ta, noul tău trip sau propria ta comunitate. Cam atât despre triburi, de Seth Godin o recomand oricui, indiferent de ce domeniu ești. E o carte foarte bună care te va ajuta să-ți dezvolți gândirea. Am și o întrebare scurtă pentru tine: ai citit triburi? Dacă ai citit, ce părere ai? Eu sunt Daniel, te rog să te abonezi, să dai un share și ne vedem data viitoare. Salut!